Începem o nouă aventură. Plecăm peste mări și țări. Da, am aflat când a venit controlul, deci... Am luat o mică amendă. Am ajuns în Stefan Platz. Această zi... Friguroasă. Friguroasă și cu ninsoare. Trebuie să petreceți timp văzând unde a stat prințesa Sisi și istoria. Să avem grijă să nu mai luăm bilete prost. Important e că am ajuns. Așteptăm să ne îmbarcăm și să plecăm către următoarea destinație. Cum ar fi trebuit să o lăsăm pe Cristina aici? Din fericire, nu o lăsăm aici. Salutare, salutare! Începem o nouă aventură. Plecăm peste mări și țări. Și... Plecăm de la 10 grade de aici și vom ajunge la 30, dar înainte... Mergem pe la 0 grade mai întâi, de asta și îmbrăcămintea. Da, vom face o mică escală în Viena. Tocmai de aceea, haideți să vedem ce se poate face într-o escală de 8 ore în Viena. Haideți să mergem! Primul lucru pe care trebuie să-l facem când am ajuns aici este să ne recuperăm bagajul de cală. Sperăm că a ajuns și el odată cu noi. Haideți să căutăm banda și să luăm bagajul. Și am recuperat bagajul. Se pare că a ajuns și el cu noi. Acum, pasul 2 este să căutăm să vedem cu ce ajungem în oraș. Pasul 3, să cumpărăm bilete. Alegem să mergem cu QVB. Și plătim până în Viena 3 euro, două persoane. Și ne vin și piratele. Și aici astea sunt biletele. Am luat doar dus, o să mai luăm și-o întors. Ei rectificăm prețul de mai devreme, aparent am luat greșit, pentru că aici merge, dar acolo nu mergea, am selectat engleză. O să luăm acum invers, iar aici scrie în engleză, acolo deși selectați în engleză scria în germană și nu ne-am prins că trebuia să dăm direct next. Și nu înțelesese prea bine, selectați în clasic, crezând că acela e biletul, dar de fapt asta este o reducere, deci trebuie doar next. Așa, prețul este de 4,30 de persoană pe sens. Da, am aflat. Aveți grijă sau luați de la... Luați online, că e mai simplu, nu știu de ce ne-am complicat noi de la aparat, sau de la ghișeu. Da. Am aflat asta in the hard way, că biletul pe care l-am nu e bun. Da, și... am aflat când a venit controlul, deci... Da, am luat o mică amendă de 100 de euro. A făcut o mică gaură în buget, dar... Încercăm să nu lăsăm să ne influențeze, pentru că avem 3 săptămâni în față de vacanță. Ok, continuăm mușirul cu ce să faci în Viena. Am ajuns la stația Mitte. Vien Mitte. Suntem în mall-ul Mitte. Ne încălzim un pic, încercăm să ne acomodăm cu temperatura, iar apoi o luăm un pic la pas prin Stefan Platz și continuăm cu ce să faci. După aproximativ 12 minute de mers pe jos, am ajuns în Stefan Platz. Probabil locul la care ne gândim cu toții atunci când spunem Viena este Catedrala Sant Stefan. Aceasta este o catedrală romano-catolică și reprezintă unul dintre reperele principale atunci când vine vorba de Viena. Clădirea ce vedem astăzi a fost construită pe ruinele a două biserici ce au fost prezente pe același loc, iar de-a lungul istoriei a găzduit atât nunți cât și înmormântări ale regalității austriece. Dacă vă pasionează muzeele, sunt chiar lângă Sant Stefan Catedral, sunt două muzee, Vien Museum Mozart Apartment și Dom Museum Vien. De asemenea, puteți să intrați, să vă încălziți acolo și să le admirați, de ce nu. De asemenea, mai puteți merge și la Hofburg, care este aici. La Schönbrunn. Schönbrunn e cam departe, dar este o posibilitate. Însă mergeți doar acolo, într-o escală.
Noi am mai fost în 2019 în Viena și am văzut mare parte din ce se poate vedea, așa că astăzi suntem doar în trecere. O să bifăm așa câteva puncte, dar la exterior. Și nu știu, o să ne bucurăm de această zi friguroasă. Friguroasă și cu ninsoare, deși nu ne așteptam, este noiembrie și am fost întâmpinați de zăpadă. Nu știu dacă s-au deschis târgurile de Crăciun, însă și aceasta ar fi o idee foarte bună. Ok, și bineînțeles că dacă tot ajungeți aici, Sant Stefan Catedral este de neratat și trebuie să intrați. Dacă vreți doar să intrați să vedeți de la intrare, un pic mai departe, așa cum am făcut noi, este gratuit, însă dacă aveți timp destul și n-aveți foarte multe bagaje, puteți intra înăuntru, costă 20 de euro la combinat cu urcarea în turnuri și catacombele. Noi am fost data trecută și cu siguranță merită. O să dăm și o a doua variantă. Dacă nu sunteți fani ai muzeelor, puteți să veniți să vizitați Hofburg, practic locuința prințesei Sisi. Biletul este 16 euro și puteți să petreceți timp văzând unde a stat prințesa Sisi și istoria. Mie mi-a plăcut foarte mult când am fost, merită cu siguranță. Iar acum, dacă ați văzut Stefan Platz, muzeele sau Hofburgul, este timpul să mergeți să mâncați. De fapt, noi o să mergem să mâncăm. Haideți să vedem un șnițel bun. Și, cum am zis, ne-am oprit la un șnițel, la Figlmüller. Se recomandă ca fiind cel mai bun șnițel din oraș. Ne-am luat un șnițel, o să-l șeruim, o salată de cartofi, și roasted potatoes, cartofi prăjiți, nu prăjiți. Cred că sunt invers, asta e salata, ăștia-s cartofii la cuptor. Exact. Și niște sucuri pacit. Da, cam toată chestia asta ne-a ajuns în jur de 35 de euro. După ce am mâncat la celebrul Figlmüller, cred că îi zice. Da. Și am dat în final 33. 33,70 a fost, exact. Acum ne îndreptăm spre aeroport. Cred că o să vedem la ce oră e trenul, să avem grijă să nu mai luăm bilete prost. Să luăm bilete bine, dar de data asta. Da, să nu mai plătim suprataxă. Și mergem la aeroport și așteptăm check-in-ul, să vedem, să ne punem bagajul la cală și să pornim mai departe. Cam acesta a fost ce am făcut noi în 5 ore aproximativ în Viena. Da, n-a fost atât de frig pe cât ne așteptam. E cumva destul de frig și am prins și ninsoare, dar se putea și mai rău. Se putea, da. Cred că am fost inspirat și ne-am îmbrăcat destul de bine. Da, acum o să dăm în jos, o să dăm așa pe rând. Nu prea înțeleg ce se întâmplă. Am fost și ne luăm bilete de la ghișeu. De la ghișeu, dar n-am mai luat de la automat. Și n-am dat 4,30. În final am dat 3,50. 3,50 de fiecare. Nu știm care este. Dacă știe cineva, spuneți-ne și nouă cum funcționează. E mai ieftin să iei de la ei. Avem vreo reducere. Pare că pe bilet scrie că... O să ne mai luăm încă o dată amendă. Sperăm să nu. Pare că pe bilet scrie că, mă rog, etichet de grup sau ceva de genul ăsta, deși noi suntem doar doi. Dar având în vedere că ne l-a vândut de la ghișeu, ar trebui să fie ok. Sperăm să fie ok, adică ar fi culmea. Vă anunțăm când ajungem în aeroport dacă chiar a fost ok. Dacă chiar a fost ok. Sau mai lăsăm 100 de euro la... Hai să nu. Am ajuns și la poarta de îmbarcare, destul de devreme. Am ajuns cu două ore înainte de plecare. Da, sincer, ne-a fost un pic frig. Poate mai stăm să ne plimbăm, dar e destul de frig în Viena. Legat de tren, se pare că acum n-am mai avut control când am avut bilete ok. Sperăm că ok. Sperăm că oricum ok. Oricum, pe aparat de alt preț față de ghișeu, față de internet, da, deci pe... nu știm exact ce... Pe aparat ne dădea 5,80, ne-am dat 7, amândoi. Și nu știu exact cum funcționează. Și pe site era 8,60. Da. Adică, da, nu... Important e că am ajuns, avem ce povesti. Da. Prima noastră amendă de circulație. Da, sperăm să fie și ultima. Acum așteptăm să ne îmbarcăm.
și să plecăm către următoarea destinație, unde și acolo o să avem o escală destul de lungă și din păcate va trebui să stăm în aeroport cât 5 ore? 5 ore. Da, pentru că oricum era destul de puțin odată și nici nu avem viză pentru Arabia Saudită. Dacă mai găsim ceva interesant, ne vedem din Jeddah. Cred că e Jeddah. Jeddah. Și am ajuns în Arabia Saudită, în Jeddah mai exact. Cam așa arată zona de tranzit de la, din aeroport. Și e foarte aglomerat, deși este 10:30 seara și da, sunt zboruri toată noaptea. Da, pare că sunt zboruri toată noaptea. Al nostru nu l-am găsit încă pe tabelă. Așa că o să căutăm să stăm undeva. Avem de stat cam 5 ore. Aproape 5, da. Și vom vedea... Poate găsim să și tragem un pui de somn mai încolo. Având în vedere cât avem de stat în aeroport, hai să ne oprim să și mâncăm. Ne-au dat și în avion niște mâncare și vită cu legume. Da, a fost bună, dar având în vedere cât o să mai avem, da, cât o să mai avem de stat, a fost foarte puțin. Așa că ne-am oprit la Al Baik, e un, mă rog, shawarmerie, un fast food pe care am încercat și în Dubai. Și părea și cel mai ieftin din zona asta și ne-am luat aici un burger, două porții de cartofi, o shawarma foarte, foarte mică. Dar am dat 42,5 sar, da, care înseamnă undeva la 55 de lei, ceea ce pentru o masă în aeroport... Și restul erau cel puțin duble sau triple la preț, tot fast food, așa că am luat de unde a fost mai convenabil. Da, după ce stăm de mâncat, probabil o să mergem la poartă. Din păcate, pe aici n-am văzut să fie, nu știu, gen fotolii sau niște paturi în care eventual să ne fie întins puțin. În Viena am văzut genul ăsta de zonă de tranzit, așa că probabil să stăm din următoarele 4 ore în fund pe scaun și fără internet, că aparent e picat sistemul și nu putem să ne conectăm la Wi-Fi. Yay! O să vă povestim mai târziu un pic și ce peripeții am mai avut în aeroport, dar întâi vom termina de mâncat. Și am revenit, ne-am terminat de mâncat și rămăsesem dator cu o povestire, cu o întâmplare pe care am pățit aici în aeroport. Cum ar fi trebuit să o lăsăm pe Cristina aici? Asta după ce ți-am salvat boarding pass-ul. Da, la controlul de securitate se pare că au picat boarding pass-urile din lădiță. Al meu a picat pe bandă. A furat fix alea care ne trebuie. Da, fix alea spre destinația finală și da, al meu a picat pe bandă și ne-am dat seama la final că al Cristinei nu e acolo. Din fericire, nu o lăsăm aici. Și au fost drăguți și chiar s-au uitat și l-au căutat. Da, nu știu, oricum nu știu exact, genul e foarte necomunicativ sau ceva, că le-am zis că l-am pierdut, s-au uitat pe acolo, i-am întrebat iar. Au vorbit între ei, nu știu, și la un moment dat a venit cu lădița cu un boarding, cu un boarding pass-ul Cristinei. Măcar oricum, s-a rezolvat. Măcar s-a rezolvat. Și da, acum poate vă întrebați și de ce avem atâtea escale. Da, avem două escale și atât de lungi. A fost foarte lungă. Aceasta nu e exagerat de lungă, dar se putea și mai bine. Pentru că biletele oricum s-au scumpit, însă în perioada aceasta au bubuit biletele spre Asia și noi ne doream foarte mult să ajungem în Asia. Și eram indeciși, dar la un moment dat am găsit o ofertă cu Saudi Airlines din plecare din Viena și întoarcere în München. Ne-am uitat și pe bilete București-Viena, München, București și erau super ok la preț, așa că în final am ieșit cam la 610 euro de persoană versus vreo 1000. Erau dacă zburam cu Qatar sau Emirates sau da, probabil, Turkish. Probabil cele cu Qatar cel puțin s-au scumpit foarte mult în perioada asta pentru că e campionatul mondial.
Da, și cred că și ceilalți au făcut la fel. Saudia a vrut să atragă clienți și cred că au reușit să mai fure de la ceilalți. Însă asta a însemnat că ne trebuiau escale lungi în Viena și München ca să fim siguri că prindem și că apucăm să ne luăm bagajele și să le băgăm iarăși. Dacă spre deosebire de aici, acolo trebuie să ne luăm singur bagajele, să ieșim din aeroport și să... Și să intrăm din nou. Da, să trecem din nou prin tot procesul. Avem, mă rog, un bagaj de cală, de fapt. Da, am redus bagajele cât de mult posibil, deși Saudi Airlines ne dau câte două bagaje de cală la fiecare, dar ne mergem cu unul singur amândoi. A, oricum n-am fi avut, nu puteam să le cărăm. Da, și în final, că dacă tot am spus prețuri și cât ne-a costat avionul, am putea să spunem și unde mergem. Pentru că în cam aproximativ 9 ore o să aterizăm în... Thailanda. Bangkok. Exact. Așa că cred că o să încheiem de aici și revenim cu, cu ajunsul în Thailanda și o să începem un nou vlog de acolo cu aventurile care vor urma. Vă așteptăm și în următorul vlog. Pe curând!